Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Transformarea Netflix continuă. Iarăși, mă, ce au mai făcut? De la sharing is caring, de la împărțiți-vă parole, de că vedeți toți filmele noastre, suntem drăguți cu voi. Luca, tu mai vezi Netflix? Mai? Sau... Nu știu, că n-am mai... N-am mai verificat. Practic, poate e, poate nu e, nu știm încă. Așa. De la sharing is caring la dați-ne toți banii, nu iertăm nimic. În SUA și Marea Britanie, cel mai ieftin abonament Netflix acum vine doar cu reclame. Sunt... Ce, mă, cum așa? Da, păi... Cum adic? Ai, nu asta era ideea? Trei categorii. Nu, sunt trei categorii la... Da, asta era ideea. Nu, asta era ca să nu primești și aștept, reclame. Aștept să fac abonamentul ăla de $200 și cu toate reclamele din lume. Da. Înțelegi? Eventual să dea streaming-uri cu toate canalele de televiziune, cu tot cu reclame. Da. Asta și e, să ceară și bani pentru asta. Asta zic, $200, și adică să fie, o să fie fiță. Și top. Să și plătească lumea. Da, premium. Ăsta românesc n-are reclame, nu? Deocamdată nu începe, dar treaba începe, știi cum, se testează pe aia mai mari, se testează în Venezuela, înțeles că s-a testat acum, deci în Statele Unite și Marea Britanie. Acum, dacă vrei Netflix, nou, abonamentul cel mai ieftin, costă $7 pe lună și vine cu reclame. Asta, dacă vrei fără reclame, $15. Au și, au și noaptea adevăraturilor de publicitate, practic. Uite, da. Practic, da. Și cine are abonamentul de bază, că până acum abonamentul de bază era de $10. Da. Fără reclame. Poți să-l păstrezi, dar n-ai voie să umbli la el. Adică nu poți să schimbi, nu poți să îl faci mai bun, mai nu știu, nu poți să schimbi nimic. Poți să-l păstrezi până mori. Sau până ți se strică ceva și asta e momentul ăla, la revedere. Vă găsi streaming la Belu? Da, exact. Dar alt abonament nou, dacă vrei, trebuie să alegi. Ori cu reclame, ori de două ori mai scump. La noi nu se întâmplă asta, stai liniștit. De ce, dragă? De ce crezi că la noi nu? La noi, dacă vin cu fente de astea, noi imediat ne întoarcem la torenții. Băi, nu știu. Noi dacă am trecut prin multe. Am avut decodor HBO cu șurub. Știu, cred că... Am inventat torenții și am dus la perfecțiune. E greu. Nu știu, adică... cred că există deja o mulțime de oameni care preferă să plătească un abonament, să nu mai bătbătei de cap decât să stea să descarce de pe cine știe ce torenți, cu virus și cu alea. Degeaba păi spui, Luc, el nu știe cum e asta. Da, nu știe. Încep să ne facă greutăți. Da. În reclame, nu cred. Scumpesc și așa mai departe. Sincer, nu cred. Eu asta am zis, că nici eu nu cred. Adică nu cred că se mai duce cineva acum dintre cei care plătea abonament. Mamă, păi da, mi-a scumpit cu 5 lei, nu mai mă duc pe torenți, nu mai. O să stau acum să vezi și o să caut eu pe torenți, aștept să descarc un film, să-l instal. Mai vorbim. Să mă, stai în stare să scoată lumea în stradă și abia atunci să vezi lumea în Piața Victoriei ieșind la protest. Plus că ai alternative. Deci acum sunt... Eu am... Sunt prea multe. Nu mai da, știu. Eu am în momentul ăsta trei servicii, nu știu, am avut un moment de slăbiciune și am mai făcut abonament la Disney Plus. Aștept să vină luna august să renunț la el. Ai nebunit, eu vreau să mă apuc să văd toate filmele SF pe care le-am pierdut în copilărie. Al meu, dacă vreau să am Mandalorian. Ala. Păi nu m-a convins. Mandalorian. Mie mi-au plăcut primele, nu l-am văzut pe ăsta ultimul. E de copii, nu-i ce spune. Auzi, dar Star Wars sau? Ăla mă interesează. Nu mai știu dacă... Și Avatar. Este, cred. Avatar e, dar nu știu dacă unde e, ăla cine e. Păi știi dar ce? Nu mă convins niciunul. Iar Star Wars, iartă-mă, după primele trei... Așa. Au mai avut trei încercări și după aia... Primele trei le-au? Nu știu dacă le-au, habar n-am. Le-am văzut de atâtea ori încât nu mă... Dar uite, asta este. Aici trebuie lucrat. Într-adevăr, eu am la fel ca voi Netflix, Disney și HBO. Asta eu am, e un pic exagerat. Mă rog, noi am avem, acces. Pot să spun. Da. Am acces la aceste servicii. Așa. Noi avem. E, asta e, bă, e foarte enervant. Dacă vrei să vezi un film, da, ai prea multe alegeri. Trebuie să stai să cauți pe fiecare de aia. Altfel pe torenți, pe torenți. Normal. Altfel cauți pe torenți. Când dai pe torenți, se apare direct. Da, exact. Nu mă provocați. Ideea e că ar trebui, așa, mai ales că acum au mai apărut și alte platforme de-astea de streaming. Da, mai sunt vreo trei disponibile în România. Știi la cine am avut eu speranțe mari? La aia Rakuten, cred că îi cheamă. Japonezii. Nu știu, sunt, sunt unii japonezi. Pay-per-view. Adică de la Barcelona, de pe tricol. Da. Sau cred că așa se cheamă. Da, e o platformă japoneză de shopping, care e pe modelul Amazon japonez. Da, așa. Și alegi filmul, plătești și îl vezi. Ceea ce mi s-a părut super cool și am zis, mamă, aici o să găsesc toate filmele pe care mi-am dorit să le văd vreodată. Și ce crezi? N-ai și găsit, nu? Sunt, da. Da. Și atunci, care este? Nu, dar serios, să zine în cap, mamă, ce aș vrea să le văd, uite, cum ai zis tu, Războiul Stelelor.
Trebuie să te apuci să intri pe fiecare platformă de asta în parte, și să începi să stai să scrii în porcăria cu telecomanda, mai ca... Eu nu vreau să... Și constați după ce treci prin toate trei, că nu-i pe niciuna. Aha. E pe a patra. Îndeamnă la răutăți, deci, vezi? Uite, putem să facem o platformă unde online, să ai programul, da. În care să ai, practic, tot actualizat în permanență. Da. Să scrii numele unui film și ți apare. Vezi că e pe X platformă. Torrents. Facem cu abonament, practic, în felul ăsta. Da. O taxă mică. Gata, ți-am dat ideea de afaceri. În sfârșit. Nu vreau decât 10% din afacere când o pui pe picioare. Îi dau și eu 20%. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.